Bine v-am găsit, sunt Marius de la Prograt Cunoști Testarea și vă invit să urmăriți în continuare unboxing-ul tabletei Vonino All-in QS. Este primul gadget Vonino pe care îl testez. Pe scurt, despre ce este vorba, un brand american care produce tablete și telefoane cu preț foarte accesibil și cu dotări mai mult decât mulțumitoare. Vonino All-in QS este o tabletă cu procesor quad-core, Cortex A7, tractat la 1,3 GHz, are și o cameră pentru videoapeluri. Sistemul de operare este Android 4.4.2 KitKat. Iată aici toate specificațiile principale. Bateria este de 2800 mAh. Pe partea din spate găsim mai multe descrieri ale fiecărei dotări în parte. Găsim mai multe descrieri ale dotărilor, procesor quad-core, ecran IPS, sistem de operare Android 4.4, cameră încorporată, conectivitate wireless, experiență plăcută pentru gameri, conținut office și multimedia, comunicare nelimitată, navigare web și posibilitatea de a viziona filme HD. Iată. Acum, haideți să vedem și ce se află în cutie. Tableta este într-o folie de protecție. Este foarte ușoară, are doar 290 de grame. Și pe partea din spate avem o protecție. O să scot ambele forii pentru ca voi să puteți admira tableta în toată splendoarea sa. Iată-o. Am și aprins tableta. În cutie se mai află încărcătorul. Cablu micro USB și un cablu OTG. Avem și manualul cu instrucțiuni. Iată, tableta a pornit. Ecranul este IPS, o spun încă o dată, și datorită acestei specificații poate fi urmărit cu ușurință din orice unghi. Voi reveni cu un review detaliat al acestei tablete. Deocamdată pot să vă spun că sunt impresionat de greutatea foarte mică. Îmi place și aspectul grosii. Voi reveni cu detalii, până atunci vă invit să-mi recomandați și alte gadgeturi Vonino pentru teste.